Salut! Sunt Robert și astăzi m-am gândit să vă arăt, cred că, prima prăjitură pe care am făcut-o eu vreodată. Am ales una super simplă, că așa e la început. Simplă, dar foarte bună. Se numește prăjitură Hawaii. Nu știu de ce se numește Hawaii, probabil pentru că e cu fructe exotice prin ea. O rețetă ușoară, dar... cum am zis, bună. Eu am modificat-o puțin, evident, și o să vă arăt varianta mea. Începem cu rețeta. Vreau să vă zic că rețeta este pentru o formă de 20 de centimetri rotundă, dar eu o să fac într-un Google Oof de 24 de centimetri, așa că o să folosesc cantitățile din rețeta asta ori 1,5. Deci să nu vă... să nu vă confuzați că zic 2 ouă și eu pun 3 ouă. Folosesc ori 1,5. Bun, aici începem cu niște unt, adică 150 de grame de unt cât mai moale, peste care o să punem 150 de grame de zahăr. Eu folosesc un mixer planetar și o să mixăm untul până se incorporează tot zahărul și se aerează bine untul, adică se albește, se deschide la culoare. Bun, am mixat bine untul și s-a făcut mai pufos și mai deschis la culoare și acum o să adăugăm rând pe rând două ouă și iarăși o să mixăm bine până se spumează. Ca de obicei, untul are tendința să se pună pe marginile bolului și îl ajut puțin coborându-l de acolo ca să se amestece mai bine. Ok. Trecem la ingredientele uscate și pentru asta avem într-un alt bol 250 de grame de făină, peste care o să punem 25 de grame de nucă de cocos și 10 grame de praf de copt și un pic de sare și o să le amestecăm bine, să le omogenizăm. Și le adăugăm peste unt, mixând, după care mixăm pe viteză mică, doar până se integrează untul în făina în unt. Încet, să nu facem făină peste tot. Ok, atâta. Și acum peste aluat o să punem fructele. Eu am folosit fructe din compot, cocktail de fructe exotice. Cam 750 de grame de fructe aveți nevoie pentru rețeta asta, cântărite după ce le scurgeți. Trebuie scurse foarte bine. Le adăugăm aici. Puteți să luați și separat mango, nu știu, ananas, papaya și să le mărunțiți și să le băgați în interior, dar puteți să faceți și cu alte fructe până la urmă și nu-i mai ziceți Hawaii, ziceți, nu știu, altfel. Și zeama de la o lămâie, adică cam 30 de grame de zeamă de lămâie. Și cu o spatulă o să integrăm fructele în aluat. Ok.
Eu, după cum v-am zis, am un guguluf care are diametru de 24 de centimetri. Are deja un strat antiaderent foarte bun, dar am uns foarte, foarte bine, după cum vedeți, sau așa, cu unt, pentru că atunci când scot prăjitura din formă, nu vreau să am probleme sau să mi se lipească sau vreau să arate cât mai bine. Am uns forma foarte bine cu unt. Dacă aveți, dacă faceți într-o formă normală de tort sau poate pătrată, de prăjitură sau ce știu eu, puneți pe fundul formei hârtie de copt și nu aveți probleme. Și acum pur și simplu o să torn aici blatul, aluatul. O să-l împrăști. Ok. 180 de grade, cam 60 de minute, să zic. Dar cel mai bine e să verificați cu o scobitoare, o introduceți în blat și când iese scobitoarea curată, înseamnă că e gata. Trebuie să fie foarte, foarte bine rumenit deasupra. Ok, după aproximativ o oră la cuptor e gata blatul nostru, prăjitura noastră. Acum o să o scot pe un wire rack și o să o las să se răcească complet, după care o să vă arăt un mod foarte fain de a orna. Acum cu emoții, să vedem, iese frumos, nu iese frumos? Din formă mă refer. Cum s-o scot? Perfect. Ok, o lăsăm să se răcească complet. După care ne întoarcem cu decorul. Bun, am lăsat prăjitura noastră să se răcească și eu am băgat-o puțin la frigider ca să fie foarte, foarte rece. Și într-un imbric am topit un pic de ciocolată albă. Și acum o să decorez prăjitura cu ciocolată albă în rețeta originală pe care aveam eu de pe internet, ce știu eu de pe unde. Deasupra era o glazură de zahăr pudră cu lămâie, la mie mi se părea un pic prea dulce și nu mi se părea că arăta suficient de bine. Albul de la ciocolată albă e mult mai intens. Mie îmi place mai mult. Și pur și simplu o să torn deasupra ciocolată albă, lăsând-o să cadă un pic pe margine așa. Ok, ea se va întări deasupra și pentru un aspect mai frumos o să pun un pic de fistic măcinat care dă un contrast foarte fain. O să am pus prăjitura pe un grătar și ciocolata va curge, excesul de ciocolată va curge prin grătar pe masă, o să-l curăț după aceea. Asta nu e important, important e când iau prăjitura de aici să arate bine. Dacă nu vreți să faceți așa, puteți găsi alte moduri de ornare sau să nu ornați deloc, să tăiați pur și simplu felii și să le serviți. Sper că vă place, să vă placă rețeta de astăzi, e foarte ușoară, puteți să o faceți super, super rapid și așa, dacă sunteți foarte începători, asta e o prăjitură excelentă cu care să începeți să gătiți prăjituri, să faceți prăjituri. Mulțumesc că v-ați uitat, pa, pa!